Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Burlai Valeriu, profesor de fizică și astăzi vom face lecția a cincea, care se numește Energia oscilatorului linear armonic. Lecția precedentă, a patra, noi am rezolvat probleme ce ține de legile mișcării oscilatorului linear armonic, viteza, accelerația, ecuația mișcării și toate proprietățile ei. Acum, evident că un oscilator care posede masă și viteză în mișcarea sa și acționează asupra lui forțe quasi-elastice, că în mișcarea sa oscilatorie posede și energie, atât cinetică cât și potențială. Să vedem energia cinetică potențială, forma ei, formula finală și energia mecanică oscilatorului. În fața aveți un corp care oscilează între poziții minus A și A, extreme, și O este punctul de echilibru, poziția de echilibru. În cazul dat, observați că corpul periodic se oprește, deci în extremele A și minus A el se oprește, în centru el are viteză maximă. La fel, în pozițiile extreme, alungirea lui este maximă, iar viteza fiind minimă. Prin urmare și energia cinetică și potențială cumva variază. Întrucât asupra corpului nu acționează forțe disipative de rezistență a mediului, atunci energia mecanică este constantă, se conservă. Țineți minte că energia potențială a unui resort este Kx pătrat pe 2. Deci în cazul dat, K este coeficientul de elasticitate a resortului sau coeficientul de elasticitate a sistemului quasi-elastic, care se comportă ca un resort. Formula 1. Kx pătrat pe 2, unde x este elongația. Evident, când x egal cu amplitudinea, energia potențială maximă e K pătrat pe 2, iar când x e 0, atunci energia potențială minimă e 0. Energia potențială minimă e în poziția O de echilibru, iar maximă e în pozițiile extreme minus A și A, formula 2. Energia cinetică a corpului este dat de formula mvx pătrat pe 2. Vx este proiecția vitezei, dar vx pătrat, proiecția vitezei la pătrat, e egal cu și cu viteza la pătrat. Întrucât viteza maximă este a omega, ne aducem aminte, formula mai anterioară, iar k poate fi scris ca m omega pătrat, atunci energia cinetică maximă poate căpăta forma mv maxim pătrat pe 2, dacă înlocuim în loc de v maxim a omega, atunci obținem m a pătrat omega pătrat pe 2. Iar m omega pătrat este k formula 5, prin urmare vom avea energia cinetică maximă este k pătrat pe 2. Evident că energia cinetică maximă, observați că este egal cu energia potențială maximă. Ceea ce este evident, când energia potențială e 0, cinetică e maximă. Când cinetică e 0, potențială e maximă. Prin urmare, în sumă, ele sunt constante dacă nu sunt forțe disipative. Energia cinetică este minimă atunci când corpul se oprește. Aceasta se întâmplă capete și este 0. Deci avem formulele 6. Prin urmare, dacă vorbim de un resort oscilator în cazul dat, când asupra lui nu acționează forțe disipative, atunci energia mecanică egal cu energia cinetică plus potențială și egal în caz particular cu energia cinetică maximă sau energia potențială maximă și este o mărime constantă. Dacă o scrim formula aceasta într-o formă mai explicită, va fi E egal cu Kx pătrat pe 2 plus MV pătrat pe 2 sau Ka pătrat pe 2 sau m omega pătrat a pătrat pe 2 și este constantă. Aceasta este formula 8. La fel, formula 9, uneori când avem forță de gravitație, folosim mgh și energie potențială. În cazul dat, dacă e vorba de pendul gravitațional, formula 10 este mgpl, asta este constanta de elasticitate a sistemului quasi-elastic. Aceasta este formula 7 și 8, sunt relațiile pentru legea conservării energiei a oscilatorului linear armonic.
să vedem energia potențială a oscilatorului linear armonic în funcție de x, elongația acestuia. Relația, după cum țineți minte, K este ca x pătrat pe 2. Întrucât K este o constantă, evident această grafică ecuației este o parabolă. Iată parabola respectivă este, are sens fizic între minus A și A, este simetrică facție de acția O e potențial și dacă considerăm un careva punct, o poziție pentru X, atunci EP, acest segment, reprezintă energia potențială. Întrucât are loc legea conservării energiei, celălalt segment de sus reprezintă energia cinetică. Aceasta este în baza legii conservării energiei, care ne spune că energia este potențial plus cinetică și este constantă. În suma aceste două segmente, adică cinetică plus potențială, ne dă energie E, care este indicată prin această linie orizontală. Pentru orice punct X, energia E este aceeași mecanică, da? Atunci, observați căci pe măsură ce corpul se deplasează pentru X, X trem spre A, energia cinetică scade, iar potențialul crește și în punctul A sau minus A, cinetică e 0, corpul s-a oprit, potențialul este respectiv maxim. În punctul coordonată X egal cu 0, cinetică este maxim, potențialul este 0. Dar suma lor este mereu aceeași și este o linie dreaptă, constantă. Observăm la fel că punctul X egal cu 0, energia potențială este minimă. Și forma acestei parabole, ne induce la o formă de groapă. Groapa aceasta se mai numește groapă de potențial. În general, sistemele din natură, atât oscilatorii cât și altele, se comportă în așa fel încât energia potențială a sistemului este minimă în starea cu echilibru stabil. Noi știm că X egal cu 0 este poziția unde este echilibru stabil și respectiv acolo este localizarea punctului cel mai de jos a gropii de potențial. Aceasta este graficul energiei potențiale în funcție de X. Să vedem dinamica energiei oscilatorului sau dinamica energetică, cum variază aceasta în timp. Iată, în față o aveți un oscilator care oscilează între minus A și A și energia potențială și cinetică și respectiv totală este indicată de acest grafic în dinamică. Numai că U este energia potențială, iar K energia cinetică. Astea sunt notații teoretice. Să vedem laboratorul virtual cu privire la energie. Vom accesa laboratorul Colorado FET și Mason Springs, și anume energie. Deci luăm acest corp de 100 grame și îl plasăm, îl atârnăm pe resort. Fie că aceasta este poziția de echilibru, excludem frecarea cu aerul, gravitația Pământului, avem poziția de echilibru, îl abatem de la poziția de echilibru, dar observați grafic, nou ne este indicat, energia potențială gravitațională, energia elastică și energia totală. Din cauza că resortul se află vertical, este și energie potențială gravitațională. Puțin abatem de la poziția de echilibru și observăm cum energia potențială, elastică, gravitațională și cinetică, toate trei variază, dar în sumă ele sunt constante. Evident că energia potențială gravitațională și elastică în sumă reprezintă energia potențială totală a sistemului. În lipsa forței de rezistență, observați că nu este pierderi de energie.
Distal noise pune un coeficient de rezistență, adică se induce o forță de rezistență, cum apare energia aceasta, indicată cu culoarea roșie, energie de atenuare și energie totală s-a atenuat. Toată energia termică sau s-a termic, s-a pierdut energie de căldură. Aceasta este динамика энергетика осцилляторовой виртуал в лаборатории виртуал. Сидим в континуаре о проблема на тема часто энергия механика осцилятор. Я чевем он корп кумаса 200 грамм эффектуазу мишкари осцилляторию купалсация 1 херц паркургын дим дио периоду дистанция 40 радикал 2 сантиметра. Întrebarea A. Determinați energie potențială maximă a corpului. B. Determinați energie cinetică maximă a corpului. C. Aflați elongația în momentul când viteza corpului este egală cu jumătate din viteza sa maximă. Evident că vom scrie CD, masa corpului, distanța parcursului timp de perioadă, vom transforma centimetri în metri și pulsația 1 Hz. Viteza maximă pentru punctul C, viteza pentru punctul C, viteza maximă pe 2. Prima întrebare. Energia cinetică maximă. Și energia potențială maximă și X. Țineți minte că energia potențială maximă e ca pătrat pe 2, formula 1. Întrucât timp de o perioadă corpul parcurge 4 amplitudini, înseamnă că amplitudinea e distanța pe 4. Respectiv K, coeficientul acesta e elasticitatea sistemului, este M omega pătrat pe 2, formula 5. Formula 6. Deci dacă noi 2 și 5 introducem în 1, obținem energie potențială maximă M omega pătrat de pătrat pe 32. Numeric vom avea 0,003 joule sau 3 milijoule. Deci asta este întrebarea A. Pentru punctul B. Cunoaștem că energia oscilatorului este mecanică, este cinetic plus potențial și e constantă. În cazul dat, nu sunt forțe de rezistență, subînțelege aceasta. Prin urmare, energia cinetică maximă e egal cu energia potențială maximă, fiindcă atunci când potențialul e zero, cinetică e maximă. Și invers. Dar în sumă este la fel. Deci, formula 8. Prin urmare, energia cinetică maximă la fel va fi 3 milijoule ca și în punctul A. Ce? Să determinăm elongația în momentul când viteza corpului este egală cu jumătate de viteza sa maximă. Știm că energia cinetică e mv pătrat pe 2, întrucât v este v maxim pe 2, obținem formula nouă mv maxim pătrat pe 8. Formula pentru energie cinetică în starea cu elongație x. Atunci, energia potențială e ca y pătrat pe 2. Aici este y notat, dar noi putem să notăm și x. Формула 10. Atunci, dacă introducem energia cinetică, este e pe maxim pe 4. Din formula 9 observăm lucrul acesta. Și energia cinetică e K pătrat pe 8. Folosim formula 10 în 7 și obținem relația K pătrat, K pătrat pe 8 plus KY pătrat pe 2 egal K A pătrat pe 2. De unde obținem că Y, elongația, este radical din 3 pe 8, D. Formula 12. Numeric obținem că Y este 12,2 cm. Deci, punctul C am aflat Y sau X, elongația acestui resort. Aceasta a fost problema propusă. În continuare, noi am folosit bibliografia, manualul de fizică, clasa 10, care îl puteți găsi și pe ctice.md. Vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta a fost tema energia oscilatorului linear armonic. La revedere!